Astăzi ne jucăm din nou Brawl Stars pentru că am promis că urmează să deschidem o grămadă de star drop-uri și înainte să vă explic absolut orice, vreau să deschidem un star drop, vreau să dați și voi un Ligian, bă, super rar. M-am înțeles, mi-a zis cineva în comentarii că doar din Mythic și Legendar ar putea să spice Brawler. Acum nu știu cât e de adevărat sau nu, dar nu contează, contează că deschidem. Avem un număr de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Plus astea 3 de aici din dreapta, deci 14 star drop-uri deschidem astăzi. Hai să luăm și punctanele de aici. Și nu știu dacă ați observat, dar avem un brawler nou. Am dat și eu un match, am deschis un star drop la primul și mi-a picat Maisie. Deci după cum vedeți, 0 trofee, nu am jucat deloc, că am vrut neapărat să o păstrăm pentru episod. Bineînțeles că îi dăm direct niște upgrade, da, ajunge cât i-am dat. I-am dat câtva, nici nu văd, a 4 i-am dat numai. Hai să mai deschidem totuși încă un star drop, că nu mi-a picat prea mult. Hopa, rar. Oh, dar ce raritate, super rar iarăși. Ok, super rare. Ok, bă, îmi place când dă din astea, că până la urmă ne trebuie de alea, nu? Hai să luăm și 1000 de bănuți. Bă, uite că azi nu mai avem lagul ăla de pe lume. Mamă, 500, bine. Deci sper că putem staca câte vrem, nu cred că avem probleme, nu? Ia că încet, încetul luăm și pe Hank. Luăm și gemuri. Bă, dar voi vedeți că nu mai avem lag. Încă 1000. Mamă. Ok, mamă, era să deschid un star drop din greșeală. Încă 100 de destea. Bă, dacă se strâng multe ligiane la episodul ăsta, poate luăm și noi peso. Dar am văzut că nu prea vă plac episoadele, deci nu știu ce să zic, că nu prea se strâng ligianele. Mamă, dar vezi că am deblocat pe aici chestii, nu glumă. Și hai să dăm un play, dar nu pe Haze, pe Showdown. Hai să vedem de ce e în stare Maisie. Nu știu absolut nimic despre ea. Ia că ne-o băgat direct în match. Nu pierdem timp în jocul ăsta. Și hopa, nu cred că e ce trebuie. Văd multe tufișuri, bă. Nu știu, așa am eu impresia că nu-i de ăsta brawler de tufișuri. Ia, cum trage? Ok, trage ca un fel de bulgăre care nu-i bulgăre. Ăsta are viață mai multă decât mine. Hopa, 1600 damage. Hai că trag, am înțeles. Joacovițane. Mamă. Ăsta, de ce nu trage? Ia, avem ultimată. A, ultimata practic face ce-a făcut Jackie oarecum. Jackie îl cheamă pe ăla, nu? Mamă. Bă, ce se întâmplă? Am înțeles, n-am reușit să iau un power, mă. Ia. Bă, n-am prea dat damage din păcate. Opa. Bă. Ok, mamă, ce-a fost damage-ul ăla, bă? La prima impresie nu face prea multe sora Maisie sau Maisie sau nu mai știu cum o cheamă. Hai că, bă, da, chiar numai de astea serios acum. Da, da, probabil că o să fie mai ok după ce ne învățăm cu ea, mă gândesc. Uite că mai luăm și de aici o grămadă de chestii. Încă 50 de astea. Ne apropiem și noi încet încet de 20.000 de trofee ca să fie bine, ca să nu fie rău. Și le luăm pe rând. Deci astea toate sunt de raritate normală, cea mai mică, mă gândesc, nu? Super rar! Hai, epic, bine! Epic! Bun, deci din Epic zice lumea că nu poate să împice Brawler, bă, dar împică bani. Serios acum? Am înțeles, rare. Da, nici nu ne bate în capul la rare. Mamă, avem 2000 de puncte de astea. Hai să mai jucăm un match, dar parcă nu-i ce trebuie harta asta, sincer. Ia, vedeți că am intrat la Wipeout și hai să vedem, poate încep să învăț și eu Brawler-ul. Mamă, suntem 3 de ăștia noi contra 3 de aia vechi. Sau ăla nu... Ba da, uite-l, bă. Ok, nu știu cine e ăla mai grasin. Mamă! Bă, vă că dă damage binișor. Dar nu mă ajută că dă damage binișor dacă în rest e ca în slavă Maisie sau... Doamne, eu tot uit cum o cheamă. Ia uite, bine. Ok, elegant, cât de cât mă poplânge. Ia, asta chiar crede că face ceva cu... Opa. Știi ce? Ia să... nici măcar nu am idee cum am murit. Bă, eu nu mai cunosc brawlerii, mă. Nu știu care e faza, nu știu ce m-a omorât acolo. Și prea mult scandal. 1600 damage și ai de asta range destul de mare. Dar nu pot să zic că mă încântuie așa sec brawlerul, dacă mă întrebați pe mine. Momentan așa la prima impresiune. Bă, dar fac și un kill. Am făcut și un kill match-ul ăsta. Ia, când să fac și un kill, l-o furat, dar măcar am luat win. Ia. Ai, nu mă interesează astea. Vreau să văd, am făcut un kill. Bine. Mă mănâncă iar să-mi încerc norocul la solo showdown. Nu știu de ce n-am intrat la duo, de fapt. Chiar fi o idee să iau și o cutie de asta, de exemplu. Deci văd că dau damage la fel, indiferent de distanță. Sparg o cutie... Am înțeles. Pe ce fac eu cu rosa? Ok. Bă,
Mamă, mă lăsați, dar sunteți în toate direcțiunile. Ok, da, dacă nu dădeam pe lângă aici era și mai bine. Bă, dar n-ar trebui să mă bage cu boți la nivelul ăsta, mă. Acum o... Ia. Hai că fac și eu ceva pe aici. Dacă aveam și ultimata aia corect aici. În fine, văd că am fugit tot meciul și câștig până la urmă. Numai că mai am nevoie de niște poveri din ăsta, că altfel... Mamă, încă îmi trebuie 3 hituri, bă. Nu, acu. Da, nu știu ce să zic în acest moment. Ia uite-l pe Hank ăla. Doamne, cum Hank îl cheamă oare? Mamă, ce damage fatal de ăla. Dar nu mai contează. Da, aparent cred că chiar sunt boți, dar... Nu cred, n-am dat bine. Stai așa... O fugit, mă. Când să-i bag și o ultimată pe gură. Sigur că da. Îmi încerc norocul încă o dată pe harta asta, să fie bine ca să nu fie rău. Ia vino mă încoace, mă. Ia vino încoace, am zis. Mamă, vezi că l-am cam spart. Opa, dacă l-aș și nimeri, da, ar fi mult mai bine dacă l-aș nimeri. Hai, vino încoace, hai. Mamă, la milimetru o fugi câinele. Ce-ai făcut, mă, câine? Ia că am mai văzut pe careva pe aici. Ia, tic. Nu mă bat cu ăsta, când dă un hit de mă distruge. Bă, văd că are viață brawlerul ăsta cam așa cu așa, nici foarte mult, nici foarte puțină. E așa între cumva. Nu e nici tank, nu e nici altceva, chiar nu știu unde să-l bag. Ia stai să-i fac la ăsta. M-am ultimat în gură, i-am dat. L-am respins, asta e tare că aparent dai și knockback ultimata asta. Ok, mamă, dar n-am power. E un brawler decent, dar cam atât ăla e. Mai mult de atât nu pot să zic despre el, decent. Nu. Ok, iau și ceva de pe aici. Bine pe power furat. Ha! Ia că clar în tufișurile astea. Hopa, nu avea unde să fie altundeva. Hai, unde fugi, Rosa? Ok, merge treaba. Și acum o să-l avem legendar pentru că am vorbit... Mitic, bă, ce vă zic? Ok, e mitic, nu e legendar? Bine, mă, despre asta discutăm. Brawler mitic din cutie mitică. Stai așa că vreau să-l vedeți mai bine, ia uite-l, bă. Frumos, domne, elegant, cum îl cheamă? Chuck. Ok, nu știu care e povestea lui Chuck, dar eu mă bucur, sincer, ia uite-l. Mamă, avem o grămadă de brawler de ăștia cu foarte puține trofee, pe care putem să facem, practic, trofee destul de ușor. Bun, i-am dat power 5 la ăsta, nu mă întrebați de ce. Din nou, nu am idee ce face, vă, că are o mașiniță, așa că hai să-l testăm un pic. Știți care e problema? N-am văzut pe nimeni să joace cu ăsta, deci înseamnă că e slăbuț, nu? Bă, văd că îi se încarcă ultimata singură, ok. E așa... Bă! Bă, ce e asta? What? Bă, l-am bătut pe ăsta de nu știu ce... Doamne iartă, nu știu cum îl cheamă. Ok, un pic am suspect, sincer. Mi se pare mie sau dă damage prea mult. Bă, dar nu știu ce face ultimata asta, din păcate. Hai, mă, serios? Nu! Nu știu ce face ultimata, ajutați-mă careva, vă rog! Ok, nu știu de ce o stată la acolo. Am pus stâlpi, știu că în continuare pot să pun stâlpișori din ăștia. Am dau un fel de semiteleport la stâlp, am înțeles. Hai că mai e vreo șansă, pruncule. Bă, ce-a fost damage-ul? Bă, eu pe brawlerul ăla nu-l înțeleg, dă damage foarte mare și nu înțeleg cum. Am dat pe lângă, bă, nu mai pot să dau acum. Mamă, e bun rău Chuck la prima vedere. Mai dau un match cu fratele Chuck, că mi-a plăcut rău de tort, sincer. Nu știu ce s-a întâmplat acolo, ia uite-l. Bine, hopa, stai, nu. Ok, dacă tu vrei să ne bate, hopa, nu, stai un pic, că și ăla aparent dă de mici mare. Nu, hai să nu ne bate. Mamă, dar ultimata au fost dat departe rău. Mamă, cât e de bun copilul ăsta. Se încarcă destul de greu hit-ul, ce-i drept. Da, și când se încarcă, tata asta nu se joacă. Ok, hopa, stai că... Avem un job aici cu fratele Brock pe care l-am bătut din două hituri atât de ușor. Ok, nu știu cine e acolo, dar... Avea HP-ul cam mult, dacă mă întrebați pe mine. Ia uite, bă, pot să dau dintr-o bucată în alta. Stai, ce s-a întâmplat acolo? Ok, deci pot să mă mut de la una la alta. Păi și nu mai pot să pun... A, odată ce am pus stâlpișori... După aia pot doar să-mi dau TP la ei, nu să mai pun alții, am înțeles. Ok. Doamne, cât îmi place ăsta, deci față de fata aia... Mamă, nu.
Ok, era să mă bată ursul, voi vă dați seama? Față de fata aia pe care am avut-o înainte, mi se pare bombă ăsta, nu altceva. Ok, nu trebuia să fac asta. Trebuie să mă învăț că ultimata o dau numai când vreau să fug în principiu. Hai, noroi. Hai să mai deschidem totuși că mai avem încă din astea de deschis. Ia, câte mai avem? Bă, una, două, trei, patru, cinci, șase, șapte. Bă, câte mai avem? Și să mai facem una, fiți antenă. Și le deblocăm și pe Hank încet, încet. Ia, hai mă. Nu mai vrem acum, stai așa. Ok, o să le iau, mulțumesc. Hai mă, epic, ok. Dă-mi brawler, deși nu știu dacă se poate, Fang. Ok, mai lăsăm puțin pentru că mai avem și aici în dreapta încă una. E prea tare brawlerul ăsta, trebuie să mai joc cu el. Acum o să le arăt eu cine-i cine pe jocul ăsta. Hai, vină încoace, Rico. Nu, așa, stai un pic. Stai un pic, să învăț eu o schemă, domnule Rico. Bă, deci pe ăștia cu viață puține îi bate de nu mai știu cum îi cheamă. Mă, și dacă dau ăsta super departe, ce se întâmplă acum dacă eu îmi dau ultimata? Chiar mă duce atât de departe? Stai că trebuie să testăm, nu? Nu, mă, nu, deci îmi pune alt stâlp dacă sunt afara razii, am înțeles. Deci o anumită rază pe unde acționează stâlpul ăla. Ok, nu-i bine. Nu! Mamă! Bă, 400 HP, fugă ăștia după mine cu destea fantome. Ok, hai, noroi. Mamă, e un fel de Ems, dar mai tare, sincer. Mult mai tare, părerea mea. Bine, măi, am bătut și fantoma și pe el. Nu! Mamă, ce-ai făcut, Frank? Vrei să ne batem? Ok, nicio problemă, domnule Frank. Mamă, n-are nicio șansă, fratele Frank. Stai că eu nu trebuie să dau aia, tot omit. Stai așa. Bă, cum i-am dat la ăla? Cum l-am aruncat într-o direcție? Nu mai vine, nu! Nu! 1000 HP! Bun, hai să mai deschidem încă două, că încă mai avem o grămadă. Și super rar. Ok, mulțumesc. Bun, încă una, ia. Mamă, l-am deschis rapide, nici nu știu ce se întâmplă, rare. Ok, nicio problemă. Și mai avem una. Stai așa că le-am luat așa aiurea. Mai avem 3, hai să mai deschidem încă una ca să mai rămână 2. Doar cum mai jucăm la misiuni, ia. Super rar, ok. Mai jucăm la misiuni și mai deblocăm încă una. Ok, you got ceva pe Jackie, dar nu mă interesează chestiile alea. Nu pare să am dușman natural în acest match, bine, nici nu știu cine sunt, că au tot skin-uri și eu cum nu mai știu. Asta, de exemplu, cine-i, frate? Frate, care ești? Nu știu cine-i, de ce să vă mint? Nu știu în continuare cine era ăla cu skin-ul lui turbat. Ia stai că aici, cred că mai bine dau așa gen pe cutia, am înțeles. De fapt, nu cred că contează cum dai. Bă, dar îmi place, Chuck, deci nici să nu mai aud de ăla pe care l-am avut înainte. Chuck-i ce trebuie în joaca asta. Ia că ăsta vine pe mine, ce nu știe el este că și eu am power 3. Da, pe lângă asta nu mai știe el. Ui mă, că a fugit acum, mă. De ce fugi? Uite mă că dă cu delea. Asta înseamnă că nu-i bot, nu? Ok. Cred că dacă îl nimeresc cu chestia aia se întâmplă ceva, sincer. Mamă, am dat din greșeală ultimata, nu! Mamă, la limită, bă, câteodată dau din greșeală pe butoane. Încă nu m-am obișnuit cu jocul, că alta e când joci pe calculator, alta e când joci pe telefon. Bun, am aruncat stâlpișorul acolo. Nu m-am prea folosit eu de stâlpișor, dar nici nu-mi pasă. Unde sunt ăștia acum? Eu o să mai iau de ăstea până una alta. Ok. Nu o strică să mai facem power, ăla are power 2, deci niciun stres în viață. Ia, fac și-o power 8. 9, de fapt. Ia să facem 9, să ne știm mai asigurați așa un picuț. Bun, și ăsta era undeva. Mamă, dar poți să dai aia departe rău. Și se încarcă super repede, de-o poți folosi imediat din nou. Hai că ai jucat și tu dacă ești. Fiți antrenă că acum putem să deschidem și ultimul star drop din, de acolo din dreapta. Ia uite, am făcut deja 50 de trofee. Mi-au dat 15 trofee pe meciul ăsta. Ia, hai mă, știu că pot. Super rar, epic. Epic, hai că e bun și epic. 100, hai că merge, avem 2000 de destea. Mai băgăm pe brawler, ce pot să zic. Fiți antrenă că am făcut o nefăcută și m-am băgat la fotbal, că am o misiune să mai câștig 2 meciuri de fotbal. Și în cazul ăla o să mai primesc încă un star drop, deci oficial cumva 15 star drop-uri vor fi pe ziua de azi, mă. Bă, 15, mă.
Ideea e că dacă le mai dau turnulețul ăla, îi și fac de... Stai că eu am uitat că jucăm fotbal efectiv. Îi fac de... Dau atacul din greșeală pe stâlp în loc să dea pe mine, de exemplu. Uite, ăsta are dolărei. Eu n-am făcut prea multe aici, de ce să vă mint? Că am văzut că dă gol. Ce era să mai fac cu viața mea? Mamă, au venit toți pe mijloc. Cea mai proastă decizie din viața voastră să veniți pe mijloc. Ok, ăla o sărit. Efectiv o sărit și o fugit, doamne. Și oficial, neoficial am mai deblocat încă unul. Deci mai avem 3 și ăstea au fost, bă, 15 star drop-uri. Și sincer, doar un brawler din 15 star drop-uri. Destul de slăbuț, dacă mă întrebați pe mine. Și unul singur a fost mitic și vreo 2 sau 3 epice, cam atâta. Ia, ăsta e ultimul. Ultimul rar, mă, mă așteptam și eu la un legendar, bă, frate. Măcar am făcut 2000 de astea, gata, efectiv nu mai avem. Cred că mai putem face rost, da, pentru alt episod eventual. Momentan vreau să dau un ultim match pe solo showdown. Fiți antenă că am 11 win streak, deci facem trofee, bine. Bun, urați-mi succesuri pentru ultimul match de pe ziua de astăzi. Ca să fie bine, ca să nu pierd. Că ar fi destul de trist să pierd. Mamă, da, a, mă, serios, la milimetru mai trebuia. Bă, Rosa mă cam enervează și în fiecare meci Rosa. Are viață prea multă Rosa. Ia să dau eu asta acolo, de exemplu. Ia, 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 că ăsta chiar stătea la pândă, nu pot să cred. Stătea câinele la pândă, mă. Păi, dar n-aștept eu, ia. Hai, mă, bărbate, hai. Opa, așa, nu mai știe pe unde sunt. Nu știe bărbatul ce se întâmplă. Stăm la pândă un pic, dar pe cum? Cum, nu, dacă da. Aici nu-i nimeni, cine l-a omorât pe ăla? Opa, bă, ăsta în continuare, nu știu ce face cu balonul ăla, unde dă damage-ul ăla fatal. Ia, mie mi-a dat damage-ul așa. Bă, ce? Ok, în continuare, nu înțeleg ce face brawler-ul ăla, pur și simplu. Deci, mă omoară de pe o hartă pe alta, nu pot să înțeleg. Mi s-a stricat win streak-ul? A, mi-a scăzut, cred. A, am înțeles, nu știu exact cum funcționează, da, e bine ca să nu fie rău. Ia, uite, am mai făcut și aici ceva. 80 de destea, perfect. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare. V-am salutat și pa, pa.